Nu fie chiar slab cum zice Daria. Da. Așa. Dați-le și la cele pe rândul 2, că mi se pare că toți sunt slăbuți. Da, cel puțin sfârșitul. Da, cel puțin sfârșitul slăbuți, profesor. Da. Da. Și așa, tu, într-un fel, două ați aproape să primești. Păi stai să facă câte trei. Păi stai să trei. O să facă câte câte bani. Deci se poate. Eu vreau să nu pun, să nu pun patru. Vreau să nu pun patru. Vrei să nu pune, dar nu prea voie să, domn profesor, că deja a spus. Ați spus deja două rânduri. Aici, aici am... Primul a spus tot. Ia uitați cât aveți cu patru, domn profesor, pe ultimul rând aveți. Dar n-aveți cum. N-am cum, nu? Ba nu, trebuie să puneți 35 și de abia ați spus. Nu puteți să puneți 29. Nimica, pune. I-am pus... Acum, la momentul ăsta... Trebuie 33 de lei. Deci distribuția trebuie să o fi făcut noi așa. Să completăm cu două pe toți și doar neavând în control pe al treilea. Păi de data așa cred că am și pornit, domn profesor. Ia uitați-vă. Da, cam toți au pornit. Știi? Ne-a rămas, am fost nevoiți aici, cu două nu place. Să fie rămas cu trei. Să ai să fie avut deci, distribuția trebuia să fie gândită de noi așa. Punem 30, cum am zis prima dată, nu, 25. Punem 30, dar cu gândul ca să acoperim cel mult pe aici acolo câte doi. Deci, că aveți doar pe primul rând aveți acolo. Nu mai acolo, în rest... 5, primii 5, ștergem de al treilea rând și mutăm sus, de exemplu. Da, domn profesor. Se vede o culoare. De 3. Ca să le dăm 3, nu? Nu, dar eu... Da, 3. Da. Neavând... Haideți deci, să ne gândim, ca să vă ajutăm. Deci îmi propun foarte uitați, tare, numai 3 să fie peste tot. Ăștia au 2, ăștia au 2, 2, 2. Haideți să le luăm ăștia care au 4. Luați-le culoarea galbenă. Puneți galben aici, 1. 2, acum că 10 astea aici. Galbenul. 2 am luat deja. 2. Deci 2, 2 din galben. 2, uitați și aici, 3. 3. 3 galben. 4. Așa. Ca să le dăm șanse egale. Și 5, domnul profesor. Ăsta și ăsta ar avea 3 deja. Dar trebuie să-i punem X-ul ăsta, cum e acolo, 30. Așa. Deci punem galbenul dacă galbenul l-am luat, îl punem aici X-ul și punem acolo. X-ul aici. Da? Da. Și am pus 3 de X. Acum trebuie să mai punem 3 de X ca să terminăm cu X-ii. Dar nu mai putem să punem X unde avem X. Nu. Aici avem 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Da. Aici avem 3, 3, 3, 3, 3. Cam au șanse egale acum, domnul profesor? Au. Da. Nu. Nu mai rămas cu 2 nicăieri. Nu, nu. Uitați, 3, 3, 3, 3 sunt peste tot, domn profesor. Corect. Și taman, uitați, sunt 3 peste tot în momentul ăsta. Asta era important. Uitați, unii fărgăm peste tot. Sunt 3 peste tot acum. Și mai sunt exact 3 peste tot. De fapt, și alea 3 sunt care le punem, sunt cei 3. Oriunde, care sunt cel puțin 3. Care a fost raționamentul? Da, și atunci... Care e raționamentul? Când le pui la toate, sunt, deci sunt 40 de elevi. Și tu... uite, deci sunt 40 de lei. E foarte tare acum. Deci după ce am făcut chestia asta, practic toți copiii au făcut câte 3 probleme. Dar noi avem depus 3 de X și nu putem să punem 3 de X decât acolo unde sunt X. Cel puțin 3. Acolo unde nu sunt X. Unde nu sunt X. La rândul 2. Și facem rezenul. Și aia sunt cei 3 elevi. Cel puțin 3 elevi care vor fi... Ce probleme. Stați puțin, domnul profesor. 25 plus 35 cât fac? 60 plus 30 plus 30 iar 60. Da. 120. Împărțit la 40, cât e 3 probleme fiecare. Și de aici se fac 130. Și acolo 3, aia 3 care au făcut a 4 probleme. Asta era relaționarea. Dacă le adunați cu cei problemele cum ar veni. 3 ori 4, până numai câte 3 la fiecare, 3 ori 4 fac 3 ori 40. Fac 120. Dar noi, ca număr de elevi rezolvitori pentru cele patru subiecte, înseamnă așa. 25 plus 30 plus 35 plus 33 este egal cu 123, trebuie să fie. Nu așa fac? Vă rog să vedeți dacă fac 123. 123, da. 123. Și diferența dintre 123 minus 120 egal cu 3 elevi. Trei elevi care le-au făcut pe toate. Elevi. Acești trei elevi sunt cei care le-au făcut pe toate problemele, pentru că ei trebuie și ei distribuiți undeva, nu? Și este așa trebuia văzut. Și deci, practic, cum noi, dacă nu facem chestia asta, că poate ei nu colorează așa. Cel mai bine este ca ei să adune cei 25 cu 30 cu 33 și cu 35. Da, dar nu are... N-au logică dacă nu... raționează în felul următor. Presupunem că toți elevii, așa, presupunem
presupunem că toți elevii scrieți așa. Elevii. Cum trebuia să gândiți sau cum? Cum ne datăm? Da. Deci spunem că toți elevii au reușit să rezolve doar trei probleme. Nu patru, corect. Da? Toți elevii au reușit să rezolve doar câte trei probleme. Atunci 3 ori 40, nu? 3 probleme, da. Ați înțeles, copii? Da. Cum și verba? Atunci. Numărul de rezolvări, numărul de rezolvări este 2 puncte 3 ori 40. Egal cu 120 rezolvări. Dar total rezolvări înseamnă 123. Înseamnă suma acum. Da, 25 plus 30. Total rezolvitori, nu? Total corect. Rezolvitori. 25 plus 30. Plus 35 plus 30. Voi dacă ați înțeles, toate rezolvările, sunt 123. Sunt 25 plus 30 plus 35 plus 33 egal cu 123. Și acum scădem din 123 cele 120 rezolvate. Adică, ca și cum fiecare a făcut câte 3 și rămân 3 probleme care obligatoriu sunt 3 elevi care rămân cu 4. Exact. Deci asta așa trebuie, dar așa trebuie. Presupun că toți elevii au reușit să rezolve doar câte 3, nu care exista vreunul cu 4. Corect. Și atunci calculăm. Și atunci numărul total este 3 ori 40. 120 de probleme rezolvate ar veni, corect. Nu? Așa. Că, dar și în total probleme rezolvate sunt 123. Asta înseamnă că 3 elevi. Din 123 minus 120 egal cu 3 elevi care au rezolvat și a patra problemă. Elevi, da. Care au rezolvat a patra problemă. Și aici e clar. A patra problemă. Dar hai să recunoaștem, mi-a venit în minte toată chestia asta după ce am făcut repartiție. Deci suntem cinstiți. Dar noi nu place să desenăm, să facem culori cu X-uri, cu Este foarte tare. Nu-ți place, Dania? Abia în moment, după ce am rezolvat-o și ne-am dat seama că ne-au rămas 3, ne-am prins de problemă și am zis, băi, hai să vedem. Dacă e vorba că numai 3 probleme... Că doar nu faci toată ziua așa, că dacă ai 100 de elevi, nu faci 100 de pătrate și coloriezi. De acord, dar... Trebuie să simt logica. Fii atent, puteam să reducem problema asta la o situație mai mică, nu ca număr. Că tu ea spunea acolo, dacă ar fi fost 100 de elevi, și ce, 100 de pătrățele. Da. Adică, Daria, doar atât spun, că nu-ți vine nicio idee. Uite că faci. Și autorul... Umblă pagine cu pătrate. Nu, Daria, vreau să spun. Decât să aștept să vină chestia asta și nu vine... Exact, faci ceva. Ai spus puncte acolo. Ai început ca să te apropii de idee, Daria. Dacă îți vine și îți zici că presupui deodată că toți elevii au rezolvat câte 3 probleme din pare, de fapt, tu spui așa. Este un problem pe reducere absurd. Absurd, adică presupune că n-ar exista niciun elev care să fie rezolvat 4 probleme. Înseamnă că toți au făcut cel mult 3. Și de aici pleci atunci, așa nu mai faci desemnă. Foarte tare. Uitați, mai am una asemănătoare, dacă vreți ca să ne convingem că au înțeles. Dar vreau să insist un pic pentru Davide. Davide, ia urmărește. Deci problema ce era? Să arătați că există cel puțin 3 care au făcut toate cele 4 probleme. Da. Și negația, ziceam. Presupunem că nu există niciun elev. Presupunem că nu există niciun elev care să fie rezolvat 4.
Atunci rezultă că toți elevii. Atunci toți elevii au rezolvat cel mult 3. 3. Cel mult 3. 3 ori 40, 120. Și acum problema își dă drumul. 3 ori 40, 120 de rezolvări, să spunem, pe subiecte. Probleme rezolvate. Probleme rezolvate. Și când le aduni și vezi câte probleme s-au rezolvat, constați că diferența e de 3. Și atunci nu mai faci de semnul. Exact. Deci dacă ai mecanismuri de reducere la absolut. Clar, da. Deci noi presupunem că... Păi nu e adevărat ce încerci tu. Da. Tu nu zici asta, presupunem că nu e adevărat. Și atunci, ce înseamnă traducerea că nu e adevărat ce încerci tu? Înseamnă că toți au făcut cel mult 3. Niciunul la... Am un asemănător de profesor, să văd eu dacă am înțeles, fără desen. De acord, de acord. Yes, sigur. Elevii unei clase, în număr de 30. Hai, la puțin, da, s-au dus și ei la un concurs, ei rezolva probleme. Da. Că nu aveau ce face mâine acasă. Da, nu aveau chef să doarmă. Da, știind că doar 25 elevi au rezolvat prima problemă. Hai, hai, hai. Același lucru. Stai puțin. Dar eu știu că stai puțin, e de buit, chiar mă bucur. Deci sunt doar 30 de elevi în clasă, domn profesor. Așa, bun, bun. Da. Și numai 25 au rezolvat prima problemă. Scrieți, să vă văd acum că sunteți bine rapid. 24 au rezolvat-o pe a doua. Deci prima, problemă, 25. 25 de copii. 24 pe a doua. 23 pe a... Mai încerc, 24 pe a doua. Păi, parcă era... 23 pe a treia. Și 22 pe a patru. Deci erau doar de noi să demonstrăm? Și erau 30 de copii în clasă. Imediat, grad, așteaptă. Să se determine numărul minim de elevi care au rezolvat bine toate problemele. Asta adică e cel puțin, numărul minim. Vă mulțumesc că m-ați învățat, domn profesor. Ia să vedem. Care au rezolvat toate cele patru probleme. Ce trebuie să presupui acum? Da, trebuie să adun toate numele alea. Corect, bine. Da. El s-a prins repede. Dar n-ați scris totalul de elevi. 30 de elevi, domn profesor. 30 elevi. Da. Da. Hai, 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 hai. Dar trebuie să copiez un pic. Mă inspir. Și după aceea o să fac... Deci presupunem că toți cei 30 de elevi au rezolvat. Mama, te rog, 3 ori 30. Păi ziceți. Dar pe noi. Domnul profesor, o să fac 3 ori 30. Corect. 3 ori 30. De ce 3? Pentru că avem problemă, spune că... Presupunem. Presupunem că 3 copii... Că 3... 10 de copii au rezolvat. Da. 3 probleme, 30 copii, da. 30 probleme. Deci presupune că nu există niciun elev, așa scrie, presupun. 24 de copii. Nu există. Numărul minim. 24. Un elev care să fi rezolvat toate cele patru probleme. Bun. Acum să începem la exercițiu. Deci presupune că nu există niciun elev. Da. Acum nu. Domnul asta înseamnă tradus într-un limbaj al nostru că 30 ori 30. Cel mult au făcut toți elevii, cel mult au făcut 3 probleme. Dăm șansa. Rezultă că toți elevii. Pe 30 de elevi sunt în casă și că au făcut fiecare câte 3 probleme, mama. Le dăm șansa asta. Și acum, după vreo să putem să facem... Deci, faptul că nu există niciunul care s-a făcut pe toate patru, înseamnă că toți, tradus că toți au făcut cel mult 3. Corect. Toți au făcut cel mult 3. Găriți niciunul care s-a făcut 4. Toți au făcut cel mult 3 probleme. Da? Au avut cel mult 3 probleme. Da. Atunci, îți permis să spui. 30. Ori 3. Ori 3. Și este egal cu 90. 90 probleme rezolvate. Probleme rezolvate. Și acum, o să dar numărul problemelor rezolvate sunt... Mă, noi scriem, îi place? Dar scriem așa? Dar numărul problemelor rezolvate... Numărul problemelor... Sunt... rezolvate. Numărul este
S egal cu 25 plus 24 plus 23. Cum scrie așa și nu realizez așa? 25 plus 24 plus 23 22 cred că e ultima. 96. 22 e ultima. Așa că avem 22. Da? Da, da. Da. 23 plus 22. Aia era 22. Da, da. Și este egal cu... Ia să vedem cât face și... 94. 5, 94. 94. Și 94 minus 90. 94 doar 4 au făcut cele 4 probleme. Minus. Numărul mie. Dar e 24. 90. Da, așa până am corectat. Nu, n-am auzit. A, numărul deci 94 minus 90 egal cu 4. Că e și maximă. Știu valorul. Știu problemele. 4 probleme. Eu am înțeles, dar sunt 4. În plus, rezolvate. 4 probleme în plus rezolvate. Am și o întrebare. Și ăsta e și numărul minim? Păi da. Astea numărul minim. Minim, cei 4. Sigur. Atât. Deci numărul minim. De, dar patru elevi au făcut și a patra problemă, să înțelegeți, doar aducem. Da, deci numărul minim de copii care au făcut a patra problemă este 4. Că poate să fie și mai mult. Că s-ar putea, noi am zis, am distribuit câte 3 la fiecare. Da. Dar poate au făcut numai 2. Exact. Sunt și care au făcut 2 și atunci rămân încă probleme care trebuie să le distribuim tot celor care au tot la celor care au făcut, da? Da, minim e însă ăștia 4. Deci nu, ăștia 4. De la 4 în sus. Faine probleme. Deci de la 4 în sus. Dacă vreți să gândiți și vreți să redactați cum vă învață domn profesor, o să aveți numai de câștigat în viață, credeți-mă. Da, deci altfel, dacă ai gândit problema în mintea ta și nu o scrii... Mulțumesc că m-ați învățat. Nu scrie... Vezi câtă bucurie? Da. Dar de ce nu redactezi? Deci noul mecanism care ne-am spus este reducere la absurd. Da. Și n-am mai făcut cerculețe. Da, n-am mai făcut cerculețe. Da, să dau la pagină. Deci mai metoda este reducere la absurd. Absurd. Da. 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 Metoda reducere la absurd. În paranteză spune, negăm concluzia. Corect. Negăm cerința. Ce ni se cere, negăm. Nu e adevărat, domn. Da? Negăm cerința. Eu nu cred că au făcut toți patru. Sau că a făcut vreo 1-4. Adică cel mult, pe oricare l-am întrebat, cel mult 3. Exact. Cum a spus un profesor în paranteză? Metoda... Negăm cerința. Negăm cerința. Adică nu e adevărat că tot că a făcut vreo 1-4, nu? Cerința. Care era cerința? Să arătăm că a făcut un număr, băcar 1 a făcut 4. Nu e adevărat, eu zic că a făcut toți 3. Cel mult toți. Deci da. Oricare, pe oricare l-am întrebat, numai 3 au făcut. Ce să fac dacă nu au făcut? Nu știu. Ducem la absurd. Adică nu, presupui. Nu ești de acord cu ce cere problema. Și dacă nu ești de acord, vezi pe timpul ce raționezi, intri în contradicție cu ceva. Noi am intrat în contradicție cu ceea ce însemna numărul de probleme rezolvate. Rezolvate, că erau mai multe decât 90. Sigur. Și atunci obligatoriu, 4 au făcut. Și de ce ăsta e numărul minim? Pentru că am spus mai devreme, putea există... Putea să facă 2, 1... Putea să fie fost una. Și între cei care să nu fie făcut niciuna. Sau poate da, eu știu da? Cum... Și atunci, dacă nu au făcut niciuna, înseamnă că, de fapt, sunt cei care nu au ajuns la 3. Hai să zicem, au ajuns la 2 sau la 1. Și... Mai am o problemă. Sunt mulți cu 4, Mihaela. Deci, mulți cu 4. Mai am o problemă. Face... Ce, draga mea? Ce? Ești obosită? Nu contează. Mâine tu ai examen. Doar te vii eu noaptea asta. Așa. Să mănânci... Aș mânca cartea. Obosită. Când aveam un examen, nu cam cartea. La fel ca asta? Hai să înțelegem așa. Mai facem un pic, ne mai odihnim un pic. Da? Ne odihnim un pic și să vedem așa... Hai să... Vă povestesc ceva ce-am pățit la albine? Ați vrea să vedeți ce-am pățit ieri? M-au înțepat, m-au terminat. Da? Da. Aveam aici, pe mână, 10 ace, una lângă alta. Dar nu v-ați luat mănușine? Nu, fără mănușine. Apicultori care se... N-ați dat fum? Nici fum. Nici am lucrat așa. Care miere pot să pun cafea fără să țin cont de temperatură? Toată mierea. Da, toată mierea pusă și fiartă peste 40 de grade. Nu vreau să o fierb. Nu? Am fiert apa, pun în ceașcă. Pisti cafea. Toate și este afectat. Deci nu contează și calcâm și indiferent. Nu există. Deci toate își pierd enzimele și proprietățile acelea care sunt date de... Deci la 40 de grade. Deci după 40 de grade este afectat. Bun.
Așa, dar trebuie să fii cafeluța lăcită. De bună de băut. Bună de băut. Și atunci ai pus, deci să o pui la început când fierbe. Dar nu pun, nu pun. Da, o punem așa. Am crezut că poate asta mi-s alcăm. Nu, 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 nu. Toate, da. Bine, domn profesor. Mai am o problemă, nu mă interesează. Eu vreau să o facem. Dacă ei nu vor, mă duc eu la examen în locul lor. Nu, 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 nu facem mai puțin așa. Stai, stai, mă, dacă mai e... Daria. E la fel ca asta? Ești... trebuie să te prezezi pe tine cu o problemă care să-ți placă. E, da, e din aia, faină. Asta ca asta? Nu ca asta, e tot din, în genul la ăsta. Nu, nu, asta e ca zi. Păi, dar nu putem să facem după același tipar toate problemele. Că... Dacă 2A, Daria, 2A plus 3B egal cu 7, da? Și, pe de altă parte... Ușor, nu? 5, nu, 2A plus 3B plus C, hai să spunem egal cu 17. Și 5A plus... Cel mai simplu, 2A e 2, A e 2. Da, și din astea ar trebui să facem, da. 4 plus 4B plus 3C egal cu 25, atunci vreau să-mi găsești expresia e egală cu 14a plus 14b și plus 4c egal cu 5. Dar vedeți și ceva de scris, rog, dacă ai cuvântul. Deci știind că 2A plus 3B plus C fac 17 și 5A plus 4B plus 3C fac 25, cu cine este egal 14A plus 14B plus 4C? Îți plăceau astea, Daria. Te amintești? Ia să vedeți. Davide, te prinzi? Eu știu. Nu-mi plac. Nu-ți plac? Păi măi, ție că nu-ți plac. Eu. Da, un pic. Ce și nu-ți plac, măi, Davide? Hai mă să vedem. Nu. Da, nu, nu trebuie să refuzi. Noi am mai discutat chestia asta. Nu, deloc. Ia să vedem, Daria, ce a observat ea. Înmulțit pe primul cu și... cu 3. Pe prima cu 3. De ce cu 3 e, Daria? Ca să avem la ce să fie egal. Te-ai gândit la ce să ai aceeași comparație? Da, era așa. Davide, aș vrea să observe că Daria, profitând de faptul că Daria e un pic obosit. Da. Mă n-aude. Și mai facem acum. Eu? Da, tu! Hai bă și pechele, uite-te aici. Bine, uite-te. Am înțeles, domn profesor. Dar nu-ți dai șansa noastră, dacă Daria e obosită. Pe prima o să deci să duc acolo, să fie 14 acolo. Da, te rog, 14. Da. M-am prins, deci prima mă mulțesc cu 7 și a doua, nu știu. Nu, a doua, ce? Păi, domn profesor, v-am gândit să fac prima, să mă mulțesc cu 5 și a doua. Prima cu 4 și a doua cu 3. Prima cu 4, dar de ce Daria prima cu 4? Și a doua cu 3. Și a doua cu 3. 4 ori 2, 8. Și 3 ori 5, 15. Nu la aia, eu la 3 și 4. La 3 și 4. Ca să ajungi la cât? La 14 de? Dar te legi și de 14 ani, că nu degeaba voi fi dat eu 14 ani. Ok, prima cu 7. Nu vine vas că trebuie să faci o chestie, să atunci. Da, mă, dar asta vreau să spun, asta vreau să spun. Prima cu 7 și a doua cu orice. Noi mămicile putem să participăm? Nu. Nu, nu. Nu? Poate am să mai modific aici ceva. Da. Plus 8 ce? Am amintit eu, domn profesor, cu 8 ce, da? Da, acolo. 8 plus. Prima cu 8. Da, puțin. Dar n-am
și el și asta se analizează. Hai că-i simplă de aia. Despre DJ să nu o să... Măi, de ce 14 și 14? Pe mine asta mă... De ce 14 și 14? Ce ați putea... Ce ați putea face... Să-i descompun! Nu, ce ați putea face de expresia? Nu 14, chiar un 2, cred eu. Sunt parte într-un 2, i-am și împărțit. Ați 2 e factor comun. A, m-am prins, faceți 2 ori A plus B plus C egal cu C. Nu, 2 ori 7A plus 7B plus 4C. Deci poți să scot un 2 e factor, da, dar da. La... O prelucrezi un pic. E egal cu... Deci e egal cu... Da. 2 pe lângă 7A plus... 7B plus 4C. Hai te rog să scrii că... Bun, și ce dăm profesor? N-am avut ce face mai mult deocamdată. Atât astăzi, bine, da. Deci în momentul... Prima înmulțiți-o cu 7, vă rog. Păi dacă o înmulțesc cu 7 pe prima, o să am 14. Dacă o pun pe prima... Înmulțiți-o cu 7. Și o să am 14. Dacă nu-mi pare, înmulțiți-o cu 7. Dar de ce, Daria? Te rog să fii atent. Exact. Gândește și la altă soluție. Dacă nu mai profesor, dar nu pot să aduc 3 la aceeași minută. Un 3-ul? Da. Adică să fie 3 peste tot? Nu, să fie acolo jos la cer. Băi, ce-mi place 7, da, și 7 mie îmi place 4, 5. Dar nu știu ce vreți. Și-l scoatem și pe... Aveți mesaje ascunse. Da, băi, uite că l-am desconspirat. Și eu m-am gândit. 2 și cu 5 cât face? Ia să le adunăm cele două relații. 7. 7. 4. Asta e la... Deci numai dacă... Adică paranteza aia este... Este cât? Membru cu membru. 17 cu 25? Deci 7 la... 42 ori 2 ori 4. 4C egal cu 42, da? Îmi pare bine. 2 ori... Îmi pare bine. 2 ori 42. Ia uitați-vă acolo. Și face 84. Și uitați-vă ce repede. De ce nu v-ați gândit să le adunați pe amândouă? Pentru că... Să observați că e 7, 7, 4. Avem creiere mici. Nu. N-am vrut să vă mai concentrați. Daria, deci eu am jucat, m-am dat întâmplător exact. Aici. Să facă 7 și 7. Nu neapărat să mulțesc pe prima cu ăla, să fac așa. Da. Hai să zic, dacă le adun, dacă le scad, nu obțin o relație care m-ar ajuta repede. Care să fie aici... Uneori mulțeam cu un 2, exact. Cu 3, era exact. Mai complicat. Da. Dar aici am fost eu atât de drăguț, murângur. Încât v-am dat aici să fie același lucru, aici și să fie același lucru. Și vă ne-am vrut să observați. Da? Mai facem... Una din asta? Mai facem. Da, neapărat. Așa. Acum cât te-ai prins, bomozel, vă place foarte tare. Acum, nu o să-l mai adună, să trebuiască să-l înmulțit, să nu să-l da, îmi place și cu mulțitul și cu delimitate. Hai să vă văd. În afară de împărțit. Și ne-am lăsat să facem singur. L-am împărțit, da, te-l domnul profesor. Și ne-am lăsat să facem singur. A. Eu fac dumneavoastră, domnul profesor. 3, 3. Plus. Scrii, David. 5, C. Egal cu 43. Stați puțin ca să văd 5, 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 și 2 și 3-a. A, prețul ca înainte. Deci 2-a plus B plus C egal cu 79. Ok, și relația este? Și atunci relația pe care o vreau este 4. Deci expresia e egală cu 4A plus 7B plus 11C egal cu 5. Dar profesor, am gândit la o chestie. 4A le-a dat? 4A plus 7B. Păi ușor. Prima dăm profesor, ca să nu fie rău, să fac. Prima o să o mulțesc cu 2. Dar de ce cu 2?
Am prins, nu? Deci o să fie 2A plus 2A, care o să fie 4A, corect, plus 7B, corect, plus 10C, și cum? Plus 1, 11C. Bun, dar altă expresie, e egală cu... Uite, zicem așa. Bravo, David. 7A plus... A, a jucat. De ce nu puneți 8? Nu ce mai drăguț. No, 7A. Da. Am zis așa, 7. A, da, am înțeles. A. Da. 16B. O secundă, mi-am pierdut ideea, dar ajung la ea repede. Plus 16B, cred că domnul profesor. Plus 6B. 16, da. Așa, 6B, da, plus 3G. Plus 8C. Cred că cu 3, nu? Da, deci 8. Cred că cu 3 a fost tot, dacă vă da 7A. Sau cum ați vrut? Cu 3, nu? A doua relație cu 3, nu? A doua cu 3, dacă zicem pe a doua cu 3. Este 7A plus 6B. 7A plus 7B. 6B, da. Da. Și plus 8C. A, 8, că aveți 5 acolo. Atunci, cu lotul ăla să comentezați pe răspuns. Păi da. Adică nu, da, adică sunteți atenți la ce vorbim noi? Da, da. Am zis la treia cu 3, na, na, na. Expresia e egală. Noi asta am văzut neprină, dacă sunteți atenți. A, eu sunt atent. Alta, domnul Lucă, dar nu mai gândi. 7A. Alta? Da. Plus... 11B. Ce? 11B. M-ați omorit. Sunteți singur că noi 16. Nu? Și plus... 15, fiți buni. Dar de unde aveți dumneavoastră 11? 15. 17. Și aveți dumneavoastră 7A. 7A plus 15B plus 17C. N-are sens, nu pot să vă dau răspuns. Ba da. Ba nu. Uite, profesor, eu mă gândesc că eu am propriile mele idei. Da, bravo, că ai propriile tale idei. Deci că vin până acum. Să rezați ce fac eu. De 7A plus 11B plus 17C. Da, 15B, vă rog, vă rog. Da. Stați puțin, am uite, dar stați să mă gândesc. Hai să văd dacă găsiți. O să trece și la ceva. Păi, David, am parcurs drumul de la nu vreau să văd așa și acum te prinzi, vezi, îți place. Este șmecheria care trebuie să descoperi. O să fac o șmecherie numită al doilea. Gata, am găsit-o! Adică? Pe prima o înmulțim cu, stați o secundă, cu 3 și pe a doua cu 2. 3 și 2. 3 da. A și cu 4 a 7 a. 4, 9 B cu 2 B, 11 B și 15 A cu 2 B, 17 B. Asta a fost. Am mulțumit. Deci din astea am înțeles-o acum. Da. M-am gândit să nu pot școală. Dar chiar mai aveam una interesantă, măcar ca idei să o discutăm. Și 45. Da, mai aveți un sfert de oră. Da, o discutăm. Nu-i corect, nu e 45. Am făcut 2 ore jumate. Nu, numai 2 ore, atât la 5. Uitați, ascultați, în o clasă, fiecare băiat. Alo. Stai două secunde să vorbească, domn profesor. Alo? Da. Bine, și eu care am pus... Ziceți, vă rog. Ia uite, vă ascultat. Da. Vă rog. Așa. Paralelogram? Deci într-un paralelogram, spuneți. Deci e o problemă în legătură cu un paralelogram. Acum, dacă vă uitați cu internet, sunt la o clasă de a 5-a, sunt la prof online TV. A 5-a? Păi așteptați atunci că intru la o clasă de a 7-a.